un loc plin de har și pace, unde frații în unire trăiesc. Un loc unde ungeria sfântă curge și luna suntem. Doar un trup să formăm în tine și prieteni să fim. Una prin Duhul tău sfânt ce ne ține până la sfârșit. Azi te rugăm prin Iisus fii de Tată, una ca Tată și Fiul să fii, tot într-un gând cu iubire curată, de dragul Fiului tău. Orice zi vom dărâma, orice zi vom dărâma, orice zi vom dărâma, doar numele Lui. Orice zi vom dărâma, orice zi vom dărâma, și una vom fi. Orice zi vom dărâma, orice zi vom dărâma, orice zi vom dărâma, doar numele Lui. Orice zi vom dărâma, orice zi vom dărâma, și una vom fi. Unde frații în unire trăiesc, un loc unde ungeria sfântă curge și una suntem. Doar un trup să formăm în tine și prieteni să fim. Una prin Duhul tău sfânt ce ne ține până la sfârșit. Și în numele Tău,
Thank you.
Mărturisesc sincer că pentru mine personal este o bucurie așa de mare atunci când văd că ne întâlnim pentru părtășie și Dumnezeu Sfântul potrivește lucrurile, lucru care s-a întâmplat și în această dimineață.
Doresc să vă citesc doar două versete din Efeseni, din capitolul 3, versetul 20 și versetul 21, unde cuvântul Domnului în pagina 1147 spune astfel: iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Și cred că ultimul cuvânt putem să-l spunem împreună: amin. De fapt, cântarea aceasta cu care Iulia s-a închinat Domnului și cu care a întărit biserica în dimineața aceasta, sublinează adevărul acesta. Există un miel, există Dumnezeu care e prezent în locul acesta și este pregătit să se apropie de noi, să lucreze și să lase binecuvântarea Lui cea sfântă peste noi. Vă mărturisesc că de când a început războiul acesta din Ucraina, mai ales în primele luni, anul trecut, sfârșitul lui februarie, martie, aprilie, mai, am căutat să văd ce se întâmplă, pentru că, știți, ne pasă mai mult decât alte războaie din cauza distanței, este mai aproape de noi. Războaie au fost tot timpul, însă nu am fost așa de preocupați de cele din Irak, din Afganistan și țări din Orientul Mijlociu, pentru că noi am știut că există o plasă de siguranță, se întâmplă acolo, este mai la o mai mare distanță față de cea la care suntem noi și nu am fost așa de interesați. Însă aici, pentru că e vorba de câteva sute de kilometri, suntem mai preocupați. Și m-am uitat, am văzut ce spun oamenii, am văzut ce spun specialiștii, ce spune unul, ce spune altul și mi-aduc aminte că la vreo câteva săptămâni după ce a izbucnit războiul acesta, un cetățean rus a fost intervievat și plin așa de patos, de pasiune, a spus că puterea este de partea noastră și sigur vom învinge. Au trecut săptămânile, au trecut lunile, de atunci și până în prezent, de cealaltă parte, știți că au venit tot felul de apeluri: înarmați-ne ca să fim puternici, înarmați-ne ca să fim și mai puternici și vom face față acestei presiuni care vine peste noi. Știți, gândindu-mă la cele două versete pe care le-am citit astăzi și la exemplul pe care vi l-am dat, am stat și m-am întrebat, la urma urmei, ce este puterea? Pentru că și unii și alții vorbesc despre putere. Și dacă este să fim sinceri noi cu noi înșine în dimineața asta, adevărul este că vorbim foarte mult despre putere. Despre țări puternice, despre instituții puternice, despre arme puternice, despre mașini puternice. Despre fizică, despre putere se vorbește în fizică, în matematică, în medicină și în mediul bisericesc, iată. Versetul acesta 20 spune așa de frumos: acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Mă opresc să vă spun, preobiților, atâta de mare este Dumnezeu. Și în momentul în care biserica se întâlnește la părtășie, nu vorbim despre simpli oameni, nu vorbim despre simpli frați sau despre simple surori, vorbim despre copii ai lui Dumnezeu în care se manifestă puterea celui preasfânt. Dacă întrebi un copil de 5 ani ce este puterea, mai mult ca sigur că va arăta spre tatăl lui. Și mi-aduc aminte și în ce mă privește că în copilărie, când am avut astfel de altercații la vârste foarte fragede, amenințarea mea numărul 1, știți care era? Nu te bat, ci vin cu tati. Și în momentul în care copiii, adversarii, dușmanii copilăriei auzeau amenințarea respectivă, se temeau și băteau în retragere. Asta însemna putere pentru mine la vârsta respectivă. Dacă întrebi astăzi un adolescent de 15 ani ce este puterea, mai mult ca sigur va arăta spre mușchii lui. Este și asta o perioadă din viață. Va zice: mă duc la sală de câteva ori pe săptămână, trag de fiare și uite-te, sunt puternic. Dacă întrebi un tânăr de 25 de ani ce este puterea, va arăta spre mașina lui și va zice: uite-te, am plecat în Spania 6 luni de zile, am tras de mi-o sărit dinții și uite-te, asta e investiția mea. Știți că și în biserică trebuie să vorbim despre putere? Știți că Dumnezeu însuși este Cel care vorbește despre putere? Nu doar țările, armatele sau electrocasnicele trebuie să fie puternice, ci și copiii lui Dumnezeu. Și versetul acesta 20 sublinează următorul adevăr: acelui ce prin puterea care lucrează în noi, a lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam și în vecii vecilor. Și preobiților, vă mărturisesc sincer, văd puterea lui Dumnezeu. În bărbatul care 10 ani s-a luptat cu un păcat și dintr-o dată îl atinge Dumnezeu, se întoarce la cel preasfânt, vine în biserică și se transformă într-un sfânt.
Văd puterea lui Dumnezeu în femeia care poate 10 de ani s-a luptat cu bârfa la cafeaua de dimineață, se întâlnește cu Dumnezeu și este transformată prin puterea celui preasfânt. Și toate acestea sunt motive pentru care merită să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. De unde a venit puterea care a făcut diferența? Nu din manuale, nu din ședințe de terapie care pe undeva sunt bune, sunt necesare. Și puterea aceasta a avut drept temei persoana lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, vă spun încă o dată în această dimineață, Dumnezeu este mare în mijlocul nostru. Dumnezeu este plin de tărie în mijlocul nostru. Și citesc Scripturile, am terminat zilele trecute Evanghelia lui Ioan și am rămas surprins încă o dată de cât de mare este Hristos. Am citit pasajul respectiv de atâtea ori, dar în capitolul 18, acolo Iisus fiind în grădină împreună cu ceilalți ucenici, era un fel de loc secret pe care El împreună cu ucenicii l-a avut. Mergeau acolo pentru rugăciune, Iuda lipsea pentru că Iuda în ascuns. Într-un fel de, nu știu, un fel de planuri paralele pe care și le-a avut, s-a tocmit cu marii preoți și i-a luat pe acestea și a spus, veniți cu mine, vă spun eu unde este, pentru că știu, am fost acolo de atâtea ori cu el la părtășie, ne-am rugat împreună, am crescut spiritual, ne-a vorbit despre Dumnezeu și ne-a povestit despre planurile lui, veniți împreună cu mine, vă duc acolo unde este el. Și când Iisus se apropie de Iuda și de ceata care îl însoțea pe acesta, la întrebarea, cine ești, dă următorul răspuns, eu sunt. Și vă amintiți ce se întâmplă cu cei care au fost prezenți acolo? Au căzut dintr-o dată la pământ. Dragii mei, ce înseamnă puterea care lucrează în noi? Înseamnă că nu mai avem nicio scuză vis-a-vis de păcatul care ne stă înainte. Înseamnă că nu mai avem nicio scuză vis-a-vis de provocările care ne stau înainte. Nu mai putem pune pe tapet mereu și mereu scuza, Doamne, dar sunt slab, Tu știi din ce suntem făcuți. E adevărat, tocmai ăsta e motivul pentru care citim despre puterea care lucrează noi. Înseamnă că propriile mele limite nu sunt capătul, pentru că de acolo vine Dumnezeu, ne prea și ne duce un pas mai departe. Dar, dacă nu profităm de această putere care este în noi, dacă nu profităm de ceea ce Dumnezeu îngăduie să se întâmple în și cu ființele noastre, atunci ajungem și noi în postura în care au ajuns ucenicii despre care s-a spus, i-am rugat pe ucenicii tăi să-mi vindece copilul și n-au putut. Și de multe ori acest nu putem planează și asupra vieților noastre. De multe ori această neputință atârnă și deasupra capetelor noastre. Dragii mei, când vine vorba despre această putere în credincios, nu-i vorba de formule magice, nu-i vorba de o simplă rugăciune, este vorba de prezența lui Dumnezeu în noi. Și când puterea Lui lucrează în noi, putem să spunem și noi, așa cum a spus Pavel odinioară, pot totul în Hristos care mă întărește. Mesajul pe care doresc să-l împărtășesc în această dimineață, iar apoi să stăm împreună la masă cu Domnul, am așezat sub titlul pe care ne-l dă chiar versetul 20, puterea care lucrează în noi. Și să știți în primul rând că puterea care lucrează în noi ne apropie de Dumnezeu și ne depărtează de păcat. În urmă cu câteva săptămâni, intrând într-un magazin, așteptam să cumpăr ceva. Era o doamnă acolo cu o tabletă, o domnișoară, și mi-a pus următoarea întrebare, sunteți fumător? Și am dat așa un răspuns pe care nu prea am stat să-l gândesc, să-l formulez și am zis direct la întrebarea, sunteți fumător? Am zis, nu am astfel de lanțuri în viață. Și în momentul în care am dat răspunsul respectiv, s-a și uitat așa, cumva mirată la mine, zicând, adică ce, domnule, vreți să spuneți că noi cei care fumăm avem lanțuri? O, zic, discuția e mult mai complexă decât atât. Am timp, hai să stăm de vorbă. Nu numai lanțuri. Sunteți prizonieri, sunteți în închisoare, aveți o grămadă de lanțuri. Adică, domnule, stai un pic, cum adică noi? Pentru că nu facem nimic. Poți să renunți astăzi la țigări? A, domnule, nu vreau, domnișoară dragă. I-am mai auzit pe mulți spunând nu vreau. Realitatea este mai profundă decât atât și nu constă în nu vreau, ci în nu pot. Și dragii mei, când vine puterea aceasta lui Dumnezeu în noi, ne ajută și ne eliberează până și de dependențele de care nu putem scăpa de unii singuri. Vine puterea lui Dumnezeu în noi și ne dă la o parte cătușele și lanțurile pe care le avem și suntem scăpați, eliberați prin puterea Domnului.
Pentru că care este intenția diavolului? Diavolul vine să te țină prizonier în mrejile păcatului și de acolo nu poți scăpa. Dar preobiților, spune cuvântul lui Dumnezeu atât de clar, care este finalul acestui drum? Roman, capitolul 6, versetul 23, plata păcatului este moartea. E vorba întotdeauna mai mult decât de o simplă țigară, e vorba întotdeauna mai mult decât de o simplă sticlă de alcool. E dependență, e robie. Înseamnă că în momentele alea nu ești nimic altceva decât prizonierul diavolului. Însă vestea bună este următoarea. Există unul care ne poate elibera. Dumnezeu Sfântul este numele Lui. Mă gândesc la toate familiile distruse de păcat. La bărbații care, deși văd efectele distrugătoare și nocive ale unor astfel de păcate în viața lor, ale drogurilor, țigărilor, alcoolului, ar vrea să renunțe, dar tot acolo se întorc. Vreți să-mi spuneți că un astfel de om zice, nu vreau, ar vrea el. Ar vrea. Știți ce? Nu poate. Dar versetul acesta 20 este încurajator pentru noi. Există o putere care lucrează în noi. Dar e adevărat că trăind în lume se aude vocea barului, a molului, a stadionului, a caselor de pariuri și așa mai departe. Vocea aceasta este atât de puternică, dar până când nu vine Dumnezeu să schimbe totul, n-ai putere. Dar există o putere care lucrează în noi. Există o putere care ne ajută, există o putere care eliberează, există o putere care taie legăturile în dimineața aceasta. Și noi stăm la masă cu Domnul ca urmare a faptului că într-o zi despre noi este vorba aici. Dar ne-am întâlnit cu Hristosul, am fost eliberați, am fost transformați și puterea Lui a fost mai tare decât dependențele noastre și decât păcatele noastre și pentru asta merită să-L binecuvântăm împreună pe Dumnezeu. Pentru că știu sigur din discuții, din mărturii, că și în biserica noastră au fost tot felul de bărbați care înainte de a se întâlni cu Dumnezeu au fost cuprinși de vicii și femei și exemplele pot continua, dar până într-o zi, când puterea aceea lui Dumnezeu a lucrat în noi. Și spune așa de frumos Filipeni, capitolul 4, versetul 13, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și iată, dragii mei, cum vine o zi în care totul se schimbă, în care lipsa voinței dispare, în care slăbănogirea sufletului se transformă în putere interioară, în puterea de a spune nu, în puterea de a merge mai departe, e puterea lui Dumnezeu care te ajută să treci peste tentația păcatului, pentru că puterea lui Dumnezeu e mai mare decât puterea păcatului. Și spuneam în urmă cu câțiva ani de zile, am dat exemplul acesta când am mers într-o slujire, împreună cu colegii de la Colegiul Biblic Este European din Oradea, în câteva state, de undeva din județul Bihor, și am intrat în contact cu unii și cu alții și la un moment dat, vă spun sincer, am întâlnit un om în dreptul căruia am spus următoarele cuvinte, pe tine nici Dumnezeu nu te mai schimbă. Când mi-a povestit omul ăsta cât de mare este groapa păcatului în care se află, am zis după mintea mea, nu mai e nicio șansă. Atâta de tare ești în mlaștina aceasta păcatului și oricât ai încercat să scapi, nu poți. Și știți, am constatat peste ani de zile. Am mers din nou invitat la o seară de evangelizare în localitatea respectivă să-mi strângă mâna la finalul slujbei, dacă bine mi-amintesc, un om. Și a zis, pace frate Silviu. Respectos, am spus și eu, pace, frate, că nu știam cine e. Nu-ți mai aduce aminte de mine? Nu. Eu sunt cel despre care ai zis, nici Dumnezeu nu te poate schimba. M-am bucurat că n-am avut dreptate. M-am bucurat. M-am bucurat că am spus un lucru total și total neadevărat. Și mă bucur să văd că Dumnezeu lucrează, transformă și face astfel de minuni în casele noastre. Sunt ferm convins că sunteți aici dintre dumneavoastră care poate în relație cu soțul sau cu soția aveți nevoie de o astfel de minune. Versetul 20 spune, acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă chiar mai mult decât cerem sau gândim. Această putere să fie la lucru în dimineața asta, slăvit să fie Dumnezeu. Spune Efeseni capitolul 2, versetul 1, erați morți în greșelile și în păcatele noastre,
E cumva ceea ce spuneam eu despre omul acesta, dar observați, vă rog, că există la un moment dat un verset care spune: dar Dumnezeu. Deci eram morți, eram departe, fără viitor, fără nădejde, dar Dumnezeu. Și spune Pavel aici, în această deschidere de Scriptură, în versetul 12, că în El avem prin credința în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu prin credință. Știți care e diferența dintre diavol și Dumnezeu? Vine diavolul de multe ori și vinde iluzia plăcerii, a fericirii, a unei vieți lipsite de probleme. Și sigur că dacă ar fi să-l întrebăm pe David în această dimineață: David, a avut dreptate diavolul? Cu siguranță ne-ar arăta pozele cu cele patru sicrie pe care le-a avut în casa lui și ar zice: nu merită. Dar spre deosebire de diavol vine Dumnezeu și ne spune: asta este realitatea. Și realitatea este însoțită de multe ori de o serie de probleme sau de o serie de necazuri. Dumnezeu nu le ascunde, însă lângă această realitate descrisă de Dumnezeu este așezată și următoarea promisiune: împreună cu mine veți fi mai mult decât biruitori. Și asta este realitatea, dragii mei, că împreună cu Dumnezeu suntem și putem fi mai mult decât biruitori. Îmi doresc Dumnezeu Sfântul să lucreze în noi. Îmi doresc Dumnezeu Sfântul să ne ajute să renunțăm la lucrurile la care trebuie să renunțăm și sunt ferm convins că în dimineața asta, stând la masă cu Domnul, vom depinde puteri noi pentru slujire, pentru a rămâne în picioare, pentru a fi sfinți și curați, să lase Dumnezeu putere din puterea Lui peste noi. În al doilea rând, puterea care lucrează în noi ne apropie de biserică și ne depărtează de lume. Vă mărturisesc sincer, preobiților, că una din durerile mele cele mai mari astăzi este să văd cum Biserica lui Hristos este din ce în ce mai marginalizată. Ea este dusă de foarte mulți oameni la periferia vieții, spună: n-avem nevoie de Dumnezeu, n-avem nevoie de biserică. Și uneori ne justificăm indiferența față de Dumnezeu, dând vina pe slujitorii bisericii și invocând alte și alte scuze. Probabil că deja v-ați dat seama că nu este vorba de noi, în sensul în care noi ne bucurăm, iată, biserici pline, frați, surori, oameni vin de rugăciune peste săptămână. Însă când am spus cuvintele pe care le-am spus, am în vedere asta lucrurile acestea cu caracter general. Și am stat și zilele trecute de vorbă cu cineva cu funcții de conducere în municipiul nostru și care a spus: da, uite, sunt la 40 și ceva de ani, pentru mine biserica este importantă, dar pruncii mei, la 21 de ani, la 18 ani, pentru ei văd cum biserica nu mai contează absolut nimic. Nu mai contează de fel. Și sunteți unii dintre dumneavoastră părinți care purtați în interior rănile acestea. Că atunci când vine vorba de copii, nu împărtășesc această dorință spre Dumnezeu, spre biserică. Rămân impresionat de cum în viața unora centrul acesta de greutate se schimbă. La ce mă refer? Până nu demult, biserica a fost centrul, dragii mei. Că ăsta e motivul pentru care biserica este undeva sus pe un deal, pentru că oamenii se raportau la biserică. Oamenii erau interesați de ce spune biserica, de ce spun slujitorii lui Dumnezeu. Ăsta e motivul pentru care până și în întunericul dens al nopții, biserica este luminată, pentru că trebuie să rămână reper în viața noastră. Da, așa am fost și noi, nu? O vreme nu ne-au interesat deloc. Au fost insistențe din partea părinților, din partea neamurilor: mă, vină mă și tu la biserică, vină, întâlnește-te și tu cu Dumnezeu. N-am nevoie de biserică. Că doar expresia doar la Paști și la Crăciun e adevărată. Cred că noi am inventat-o, poporul român. Însă în momentul în care te intersectezi cu această putere a lui Dumnezeu care lucrează în tine, se schimbă ceva, se întâmplă ceva, întorci spatele lumii și te întorci cu fața spre Dumnezeu. Dar nu vi se pare ciudat, preobiților, chiar dacă biserica e ambasada cerului pe pământ, chiar dacă e locul în care se deschide o fereastră spre cer, ajungem de multe ori să iubim lumea, deși Dumnezeu a pus în dreptul ei semnul interzis. 1 Ioan capitolul 2, versetul 15 spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Avem în fața ochilor, prin citirea acestui verset, un faliment spiritual sigur, un faliment 100%. Câți dintre dumneavoastră ați fi dispuși, având, să presupunem, suma de bani necesară, 100.000 de euro, să cumpărați un bloc
să cumpărați un apartament într-un bloc nou în Zalău, știind că în anul 2025 blocul va fi dărâmat. Cred că nicio persoană sănătoasă nu ar face lucrurile astea. Dar nu vi se pare ciudat că tocmai asta facem când iubim lumea și când ne arătăm deschiși față de lume? Nu vi se pare ciudat, preubiților, că tocmai asta facem atunci când vine Dumnezeu și spune nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume și noi tot cu ea ne îndeletnicim și tot în dreptul ei ne oprim? Eutih este omul care s-a dorit imposibilul. Și să știți că uneori imposibilul cu Dumnezeu devine posibil. Dar în cele bune, nu în cele rele. Eutih și-a dorit imposibilul, dar uneori chiar nu se poate. Și omul ăsta, în loc să deschidă ferestre spre cer, știți ce a făcut? A deschis ferestre spre lume. Spuneam într-una din predicile trecute că la început locurile mele preferate sau locul meu preferat în biserica asta, eu am ajuns așa mai multe zile legate de olaltă la o săptămână de evangelizare. Stăteam acolo sus la grădină. Dar nu la grădină, acolo pe pervazul de la geam. Când mai auzeam ceva ce mă atrăgea, mai mi-aruncam privirea să văd ce se mai întâmplă. Mă uitam pe fereastră. În vremea aia, așa procedam. Dar știți că la urma urmei, ceea ce mi se întâmpla mie fizic, ca loc în care stăteam, se întâmplă cu unii oameni din punct de vedere spiritual? Există dorința asta de a cocheta, știți, de a flirta și cu lumea, și cu Dumnezeu, trăind cu impresia că, mă, s-ar putea totuși să ne iasă. Trăind cu această impresia că sunt circumstanțe atenuante. Știi ce, Doamne, eu mai arunc așa un ochi și în Biblie, dar mai arunc un ochi și în altă parte. Doamne, eu mai vorbesc așa un pic și despre Tine, dar mai vorbesc și ce nu trebuie. Și trăim de multe ori cu impresia că se poate. Și să știți, preubiților, că lumea este și astăzi și pentru noi, dar slăvit să fie Dumnezeu că ne ține în mâinile Lui un magnet așa de puternic. Greșesc când spun asta? Oare când auziți cuvintele Dima din dragoste pentru lumea de acum a părăsit, sunt cuvinte pe care le-am inventat sau cuvinte care apar în cuvântul Scripturii? O, s-ar putea să ne dea târcoale următorul sentiment. A, păi frate, pe mine niciodată. Oare mai avem un verset care spune ceva de genul cine stă în picioare să ia seama să nu? A, deci sunt din Scriptură versetele acestea, nu? Dragii mei, e harul lui Dumnezeu care ne ține în picioare. E harul lui Dumnezeu care ne ține în mâinile sale. Sigur că este și lupta noastră, sigur că este și dorința noastră de a rămâne lângă Dumnezeu și lupta pe care o ducem în fiecare zi, dar binecuvântat să fie Domnul pentru că ne ține în mâinile Lui. Întrebare, de ce lumea este un magnet așa de puternic? De ce lumea este un magnet așa de puternic? Știți de ce, preobiților? Nu mi-am propus să supăr pe nimeni în dimineața asta, dar lumea pentru mine și pentru noi toți este un magnet așa de puternic. Pentru că este noi. Spune Ioan, capitolul 14, versetul 30, vine stăpânitorul lumii acestea, îți spune Iisus ucenicilor. Știți care este continuarea? El n-are nimic în mine. Ăsta e motivul pentru care Iisus a putut fi dus și ispitit de diavol, urcat pe streașina templului, arătându-i se toată strălucirea acestei lumi. Pentru că diavolul n-a avut nimic în el. Vine stăpânitorul, zicea Iisus, nicio îndoială, vine, e adevărat, vine. Dar în ce mă privește pe mine, zicea Mântuitorul, nu are nimic. Cât de mult din ce este a lui se găsește în noi? Vă aduceți aminte povestioara? Un cui este suficient și dă toată viața peste cap. Ori mă rog, dragii mei, în această dimineață, puterea lui să fie noi. Și puterea lui în noi schimbă centrul de greutate. Din oameni care au întors spatele bisericii și au găsit un loc în ea, chiar o slujire. Când problemele vieții vor veni și vor veni, oamenii caută ajutorul. Știți unde? În biserică. Îți strici viața în lume 10 ani, 20 de ani, mai mult, dar în momentul în care vrei să cauți ajutor, știi unde te întorci? Tot în biserică. Îmi place asta de mult și vă dau exemplul acesta și ne apropiem de încheiere. Spune
cuvântul Domnului Ioan, capitolul 5. Spune acolo așa, că Iisus era acolo la scăldătoare, la Betesda, și se întâlnește cu un om care de 38 de ani era bolnav. Omul ăsta, dincolo de tragedia aceasta suferință, a trăit o altă dramă, că n-avea pe nimeni. Și singurătatea, nu solitudinea, singurătatea, este într-adevăr o mare dramă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Iisus l-a întâlnit, acest bolnav de 38 de ani îi adresează următoarea întrebare: vrei să te faci sănătos? Asta este așa un fel de întrebare de baraj, știi? Doamne, sigur că vreau să mă fac sănătos, că doar de-aia sunt aici, dar uite, n-am pe nimeni care să mă ducă. Dar Iisus îl confruntă cu propria lui neputință prin întrebarea respectivă, constrângându-l pe acesta să dea un răspuns: da, vreau să mă fac sănătos. Bun, înaintea ta este cel care poate să te facă sănătos. L-a vindecat Iisus. Și dintr-o dată viața acestui om este noită, transformată pe deplin. Spune versetul 14 din Ioan, capitolul 5, că după aceea Iisus l-a găsit în templu. Ascultați continuare, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Te distrezi toată viața în lume, te distrezi toată viața făcând ce nu-i după voia lui Dumnezeu și când astfel de tragedii vin peste tine, cauți următorul remediu: la Dumnezeu, în biserică. Dar, dragii mei, atâta de bun este Dumnezeu că El ne primește. Atâta de bun este Dumnezeu că El ne primește. El, asta e diferența dintre El și noi. El nu mai ține cont. Mă, o stat 50 de ani departe, mi-o întors spatele, o făcut vrute și nevrute. Astăzi, 5 februarie 2023, vine în biserică cu dependențele Lui, cu legăturile Lui, cu lanțurile Lui, nicio problemă. Am această putere să Le liberez. Veniți în minte și în gândul nostru să spunem această rugăciune: Doamne, lucrează și eliberează-mă și pe mine. Puterea care lucrează în noi ne apropie de biserică și ne depărtează de lume. Știați că printre testele iubirii lui Dumnezeu se află și frecvența cu care venim la casa Domnului? Repet, nu mi-am propus să supăr pe nimeni. Astăzi este sărbătoare, cina Domnului, părtășie, totul e frumos. Dar ați observat, preobiților, ce ușor găsim timp pentru ceea ce iubim. Și când vine vorba despre a face ceva concret pentru slava lui Dumnezeu, dintr-o dată agenda e plină. Dintr-o dată nu mai știm cum să facem slalom printre responsabilități, probleme, provocări și altele. Mă rog din toată inima, Dumnezeu Sfântul să ne ajute să prețuim biserica și locul acesta. Și în momentul în care ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și spre biserică, ascultați-mă, preobiților, automat întoarcem spatele lui Satan, automat. În momentul în care ești poziționat cu fața spre ceea ce este frumos, pentru că noi nu avem această capacitate să fim orientați cu fața spre mai multe lucruri simultan, ne întoarcem cu fața spre ce este frumos, și cu spatele spre ceea ce nu este frumos. Și în momentul în care luăm hotărârea asta, atâta binecuvântare va veni din partea și din mâna lui Dumnezeu. Nu e așa că locul unui sportiv este sala de antrenament. Nu e așa că locul unui medic, hai să luăm exemplul acesta, este spitalul. Pentru asta s-a pregătit. Știați că locul unui creștin trebuie să fie biserica, casa lui Dumnezeu? Se pierde Iisus de mama lui și de tatălui, Luca 2:49, și le pune acestora o întrebare: de ce m-ați căutat? Oare nu știați? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și ne învață Scriptura principiul acesta de la o vârstă fragedă în ce îl privește pe Iisus, 12 ani. S-ar putea ca unii dintre cei care suntem părinți să zicem: bă, lasă, n-are rost să meargă atâta la biserică, e mic, are teme, are de învățat și altele. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Puterea care lucrează în noi ne apropie de Dumnezeu și ne depărtează de păcat, ne apropie de biserică și ne depărtează de
lume. Și în al treilea rând, gândul acesta doar îl enunți și apoi ne ridicăm să ne rugăm. Ne apropie de smerenie și ne depărtează de mândrie. Spune versetul acesta 21. E așa de frumos, a lui să fie slava în biserică, din neam în neam, în vecii vecilor. Iar versetul 14 spune Pavel, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru, Iisus Hristos. Nu te întreb dacă ai căzut vreodată în capcana mândriei. Știu. Și eu. Însă versetul acesta 14 și cele două versetele pe care le-am citit ne avertizează încă o dată cu privire la următorul aspect. Unul singur trebuie să fie binecuvântat și slăvit mereu și în vecii vecilor. A lui să fie slava din neam în neam. Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Avem această datorie să ne smerim și să ne coborâm în noi înșine. Știți ce e interesant? Că promisiunea lui Dumnezeu îndreptată spre cel care se smerește, este înălțarea. Știți ce își dorește omul mândru? Înălțarea. Știți care e diferența? Unul vrea să se înalțe prin propriile puteri și pe unul îl înalță Dumnezeu. Care credeți că e mai tare? Smerenia nu e nimic altceva decât liftul pe care îl folosește Dumnezeu atunci când vrea să ridice un om. Dacă vă stă înainte o clădire cu 100 de etaje, probabil că dumneavoastră preferați scările, nu? Eu știu ce prefer. Smerenia este listul pe care îl folosește Dumnezeu. Dragii mei, venim în fața Domnului și stăm la masă cu Domnul în dimineața asta. Poate că în viața noastră sunt lucruri pe care le știm și la care ar trebui să renunțăm. Nu uitați, e puterea care lucrează în noi. Haideți cu aceste lucruri să venim înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, curățește-mă, dă-mi putere, Doamne, vreau să probez dacă ceea ce s-a spus în dimineața asta este adevărat. Vreau, Doamne, să mă apropii de Tine și vin la Tine, Doamne, cu neputința mea, cu lanțurile mele, cu dependențele mele. Doamne, eliberează-mă, Dumnezeule. Știți că nu-i plăcere. De fapt, e plăcerea de o clipă a păcatului. Dar nu-i mai frumos să fie plăcerea de un an, de câteva zeci de ani a umblării cu Dumnezeu? Probați-o pe cea din urmă că este mai bună decât plăcerea de o clipă a păcatului. Haideți să stăm ridicați și să mergem pe drumul acesta al rugăciunii și să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, dă-mi și mie putere, Doamne, să văd dacă ceea ce s-a spus în dimineața aceasta este adevărat și ajută-mă, Dumnezeule, să scap, să fiu eliberat, lanțurile să cadă de pe mâinile mele și să mă pot bucura de viața aceasta împreună cu Tine. Și să știți că participarea la masa Domnului în dimineața asta aduce un plus de putere pentru că ne amintim de trupul care a fost plin, de sângele care a curs, care aduce liberare și noire. Și mă rog, Dumnezeu să lucreze, să ne cerceteze pe toți. Așa să lucreze Dumnezeu. Ne rugăm împreună.